Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Să rămâinile și bine ne-am regăsit, iată că suntem aici în județul Arad, în ferma domnului Herzeg. Culturi excepționale arată parcă scoase așa dintr-un manual și predate celor care vor să se inspire. Da, este într-adevăr o fermă extraordinară, culturile arată extraordinar în acest moment. Dacă ne uităm foarte bine la cultura de rapiță din spatele nostru, cred că de mulți ani n-am mai văzut asemenea rapiță în țara noastră, în oricare zonă din țara noastră. Deci suntem într-adevăr fericiți sau am avut un an extraordinar pentru culturile de toamnă, grâu și rapiță, iar culturile de primăvară sunt în stadiu de dezvoltare foarte, foarte bun. Atât porumbul cât și floarea soarelui arată foarte bine, deci să sperăm că vom avea un an agricol de succes. Dar toate aceste lucruri nu se pot întâmpla decât dacă fermierii se adaptează la noile tehnologii, folosesc genetică de cea mai mare performanță și, bineînțeles, tehnologii de protecție a culturilor și, nu în ultimul rând, îngrășăminte atât cât este nevoie. Culturile au nevoie de hrană, au nevoie să fie sănătoase și au nevoie de ploaie. Și dacă Dumnezeu are grijă, vom avea un an extraordinar. Așa se pare că va fi un an deosebit, cel puțin pe zona asta de vest, unde am putut vedea și noi mai multe ferme, parcă sunt într-adevăr, așa cum ziceam un pic mai devreme, lucruri făcute ca la manual și chiar așa se și întâmplă. Dumneavoastră, cei de la Corteva, aveți o serie de evenimente în perioada aceasta și în perioada imediat următoare, tocmai în ideea de a le preda și de a le oferi fermierilor cele mai bune informații și totodată le dați oportunitatea de a vedea cu ochii lor ceea ce se întâmplă în câmp. Deci, cu siguranță, acest proiect pe care îl continuăm de foarte mulți ani, anul acesta se numește Corteva Agronomy Day, este dedicat fermierilor care doresc să vadă live eficacitatea produselor și performanța produselor Corteva. Vor să se asigure încă o dată că inovația în agricultură există, doar trebuie să o accesezi. Deci este foarte important ca fermierii să fie informați. A fi informat înseamnă a participa la astfel de evenimente și ați lua cât mai multe informații și ați da singur, ca și fermier, posibilitatea de a alege. De a alege ce ți se potrivește, ce îți dorești și, bineînțeles, afli aici ce poți să obții cu astfel de produse. Exact, în cunoștință de cauză și totodată faceți aceste lucruri în zone diferite ale României. Până să începem acest interviu, îmi spuneați că sunteți prezenți atât în zona de sud, în zona de vest, în nord, în partea Dobrogei, în Oltenia, absolut peste tot, pentru că fiecare areal geografic are specificul lui. Da, dacă ne referim la ziua de astăzi, de exemplu, suntem, o parte din colegii mei sunt în zona de sud, la Călăraș, și cealaltă parte suntem în zona de vest. De ce? Pentru că timpul este foarte scurt, perioada în care putem să vedem exact culturile cum trebuie să spunem, scurtă, și atunci, ca să dăm posibilitatea cât mai multor fermieri să participe, vom organiza și organizăm într-o zi 2-3 evenimente în diferite zone din țară. În acest sezon, Corteva Agronomy Day se desfășoară în 11 ferme mari din România. Deci am
fost deja în 4 locații, urmează încă 5 locații și sperăm noi că acoperim cât de cât cu informația nouă agricultura noastră. Vreau să mai remarc un lucru. Anul ăsta, din păcate, prețurile sunt destul de mici pentru fermierii noștri, dar ei pot compensa acest deficit prin producții mult mai bune și astfel pot ajunge la un plus economic pe care și-l doresc cu toții. Tocmai de aceea, ceea ce observăm, ceea ce vedem, nu face altceva decât să încline balanța între fermierul profitabil și cel care lucrează după ureche. Da, deci știm cu toții, prețurile oscilează, prețurile nu le fixăm noi, piața este liberă și atunci singurul mod prin care putem face unei tendințe de scădere a prețului la cereale este producția. Și acolo se vede tehnologia și profesionalismul fermierului în producția pe care obține pe hectar, care poate să compenseze, să spunem așa, un preț mai mic. Și de ce nu ne dorim ca România să fie printre primele țări din Europa unde producția medie la porumb să crească, să nu mai fim în coada listei cu 4 tone pe hectar, să avem la floare o producție medie de 2,5, de ce nu 4 tone pe hectar, să ajungem la grâu pe majoritatea suprafeței la 7-8 tone pe hectar. Deci ar fi ideal. Iar la rapiță, așa cum o vedem aici, aceasta este o rapiță de 4 tone, 5 tone pe hectar. Deci se poate. Ceea ce se vede aici nu ne spune decât un lucru. Putem să facem producție în România dacă facem tehnologie și dacă ne informăm foarte bine. Domnul Herțeg, în primul și în primul rând, felicitări pentru evenimentul pe care îl organizați împreună cu partenerii de la Corteva. Iată că ați avut parte de o zi bună din toate punctele de vedere, vremea a ținut cu dumneavoastră, foarte mulți vizitatori și în același timp foarte multe lucruri de văzut aici. Prezentăm împreună cu Corteva la acest eveniment o platformă de grâu, rapiță, porumb și floarea soarelui, un eveniment care este la a treia ediție. Împreună cu firma noastră, cu Agro Raluca, sunt lucruri, cred că multe de văzut, se poate învăța foarte mult din câmp, atelierele la care sunt colegii de la Corteva și prezintă fungicide, erbicide, insecticide, tot ce au ei în portofoliu și tot ce este folosit în această platformă. E un lucru bun, e de învățat, cred că datorită acestui fapt, avem și undeva la 500-550 de fermieri, de invitați de fermieri. Suntem onorați de prezența multor fermieri din județul Arad, județul Timiș. Cred că sunt lucruri bune de la care se poate învăța. O companie de top cum este Corteva chiar are ce prezenta și cred că s-a făcut un lucru bun. Vreau să punctez, dacă se poate spune așa, pe acest teren, în această parcelă a companiei noastre, de 6 ani de zile nu s-a mai arat. Noi nu mai arăm de 4 ani, avem parcele care nu le mai arăm de 5 ani. Această parcelă este în al 6-lea an de recoltă în care nu s-a arat. Domnul Herțeg, dacă privim cu atenție culturile, ele arată foarte bine. E drept că și vremea a ținut cu fermierii, în sensul că au fost ploi atunci când a fost nevoie de ele. Tehnologia este una de top. Practic sunt premize pentru niște producții mari care să compenseze prețurile mici la cereale. Da, aveți dreptate. În acesta parcă e anul nostru. Până acum să sperăm că va fi liniște și pace. Și anul trecut am avut culturi foarte frumoase de porumb și floare, chiar foarte promițătoare, venind seceta și arșița, ne-am trezit că am recoltat și 92 de kg de porumb la hectar. Sperăm că anul acesta nu va fi la fel. Anul a mers bine, noi ne-am făcut treaba, eu am o vorbă, e important noi să ne facem treaba. Dacă Dumnezeu ne dă ploaie, reușim să facem și culturi bune, care probabil că vor compensa prețurile, să sperăm că prețurile se vor așeza și probabil că la grâu vor mai și crește înspre primăvară. Un lucru ce mi se pare firesc, ca cel care are depozit și a investit într-un depozit, să câștige un ban în plus față de cel ce nu are depozit și nu a investit în depozit, nu cum a fost în anul de cultură 2022, când prețurile au fost mai mari recoltat și au scăzut pe parcurs. Un lucru nefiresc, un lucru împotriva firii și împotriva
punctului economic, cum putem să-i spunem, când un om investește într-o hală 1.200.000 de roni, să depozite 3.000 de tone, să și piardă. Că onor guvernul cu 3-5 euro, suntem prea săraci ca să refuzăm acești bani, dar trebuie să refuzăm acești bani. La cheltuielile pe care le-ați făcut pentru înființarea culturilor, care ar fi prețurile corecte pe care ar trebui să le obțineți? Prețurile corecte sunt prețurile pieței. Nu putem să cerem noi prețuri mai mari decât le oferă piața. Problema este Ucraina, o știm cu toții, unde se poate cultiva modificat genetic. Problema este Ucraina, unde neonicotinoidele sunt la ordinea zilei. Problema este Ucraina, unde îngrășămintele sunt mult mai ieftine. Problema este Ucraina, unde motrina este mult mai ieftină. Problema sunt accizele care le ia statul român și comunitatea europeană de pe noi și la motrina și la îngrășăminte taxă vamale de 40%, da? Și la prețuri, statul ia banii ăștia și la prețuri nu compensează aproape cu nimic. Asta e marea noastră problemă. Eu și mulți colegi fermieri și de la acest eveniment și din această țară nu au frica fermierului ucranian. Au problema lucrurilor incorrecte. Adică nu poate să fie impozitat 40% că atât a iat România sau Comunitatea Europeană taxă vamală Ucraine pentru azotoasele și complexele ce le aduce în România. Și mie să nu compenseze nimic țara, ea să lase să intre, cereale cu îngrășăminte mai ieftine cu 40% decât la mine. În final vreau să vă felicit, vreau să vă urez mult succes pentru ceea ce ați reușit să faceți. E clar că discutăm despre un succes care poate fi cuantificat cu ochiul liber și care poate fi urmat și de către alți fermieri prezenți aici sau care urmăresc AgroTV. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc că sunteți alături de noi, dar Comisia Europeană, stând probabil doar în birouri, nu știu ce înseamnă agricultura. Comisia Europeană nu e interesată de agricultură, probabil că e interesată de, uitați insecta cum zboară pe mine, de insecte. Comunitatea Europeană nu vrea să înțeleagă fermierul român care poate produce foarte mult. Vrea probabil să-l timoreze, să-l țină jos, să-i dea bani să facă pensiuni care nu concurează Comunitatea Europeană. Felicitări AgroTV-ului pentru emisiunile făcute și să sperăm la mai bine! Domnul director, cum vi se pare evenimentul de aici din ferma domnului Herzeg, organizat împreună cu partenerii de la Corteva? Un eveniment binevenit, am văzut o grămadă de fermieri, ține și timpul cu noi, chiar dacă aseară am înțeles că a plouat în jur de vreo 20-30 de litri pe zonă, organizarea văd că e perfectă, vedem și culturi frumoase la domnul Herzeg, cred că e un eveniment care duce un plus pentru fermieri. Am văzut și ceva tehnologii care vor să implementeze cei de la Corteva. Cred că e de bun augur pentru fermieri. Apia ce vești are pentru cei care urmează să primească banii și pentru toți partenerii dumneavoastră? Păi așa, după cum știți, noi în 31 am terminat campania de primire cereri pe 2023. Încă primim cereri cu penalizare de 1% pe zi până în data de 9 iunie. Și bineînțeles, până în 16 se pot face modificări cu penalizări la diferite culturi, suprafețe, etc. Eliberăm în continuare adeverințe pentru credite. Urmează să apară în curând eșantionul de control. Avem o vară plină în sensul ăsta. Avem de lucru. O vară plină cu foarte multe întâlniri cu fermierii. Într-adevăr, o activitate bogată și iată că, așa cum de ani buni ne-a obișnuit agenția, lucrurile funcționează datorită celor care lucrează acolo și muncii de echipă. Așa este, chiar dacă anul ăsta este un an de tranziție și am întâmpinat oarecum unele mici dificultăți, zicem că am dus cu bine, am dus la bun sfârșit și această campanie. Am fost tot timpul în sprijinul fermierilor. Fermierii au venit, au răspuns la solicitările noastre, au venit la timp și ne-am încadrat și în termene și ne-am atins și obiectivele de suprafață și am depășit procentul de 100% de anul trecut. Nu,
Domnul director, iată că ne reîntâlnim astăzi aici la ferma domnului Herzeg, unde împreună cu cei de la Corteva au organizat această zi dedicată culturilor și, în primul rând, dedicată fermierilor care vor să facă tehnologie. Da, e o zi în care e o sărbătoare pentru fermieri, pentru fermierii din Arad și din Banat, în general, sau poate vin și din zona Crișane. Ieri a fost la Oradea, la Diosig, nu știu cât o să fi venit acolo, dar cel puțin pentru arădeni e o sărbătoare. E un eveniment frumos, am venit și eu cu drag, sunt și partenerii și prietenii noștri, și domnul Herzeg și Corteva. Am venit să văd ce a făcut domnul Herzeg aici, am venit să-l și invit pentru mâine la Lovrin, că și mâine avem și noi un eveniment la Lovrin. E drept că altfel organizat, pe alt tipar, și mă bucur că ceea ce văd acum în câmp e un semn bun pentru fermieri. Ar fi ideal dacă ar fi și prețurile la fel, pe aceeași măsură ca și producțiile. Da, într-adevăr, producțiile arată foarte, foarte bine, prețurile, în schimb, sunt dezamăgitoare, dar cu toate astea, cred că cei care vor reuși să producă mai mult și de calitate vor fi mulțumiți la final, dacă vor reuși să compenseze diferența asta de cost și producție. Da, așa e. Astăzi, la ce prețuri au fost inputurile, singura variantă a fermierului e să aibă producții foarte mari. Din păcate, calitatea la noi nu se prea plătește, s-a luat așa doar la vrac, să zicem, sau la cantitate, nu s-a plătit calitatea. Sperăm că va veni vremea când se va plăti și calitatea. Fermierii au oricum un an dificil. Un an dificil pentru că, așa cum spuneam, prețurile sunt mici. Când va trage linie, s-ar putea să fie, sperăm noi, măcar pe zero. Ar fi ideal dacă ar fi pe plus, dar mă tem că vor avea mari probleme. Cercetarea românească merge înainte. Știu că fac eforturi mai toate stațiunile din țară, ce-i drept, finanțarea pentru a face cercetare lasă de dorit, dar cu toate astea observ din ce în ce mai mulți tineri, mai multe persoane care vor să ducă mai departe ceea ce au preluat și au moștenit de la colegilor mai în etate. Da, cercetarea românească încă mai supraviețuiește, spre uimirea multora, pentru că a fost o perioadă foarte, foarte mare de timp nefinanțată deloc. Au trăit așa, nu știu, cu aer, cum se spune. Sperăm că vor veni vremuri mai bune, cel puțin în momentul de față se vede oarecum luminița, să zicem, de la capătul tunelului, pentru că sunt niște bani pentru finanțare, finanțarea salariilor, e drept că nu în totalitate. Dacă ne referim la Lovrin, noi avem un avantaj, acela că administrăm o proprietate de 2242 de hectare de teren, teren pe care multiplicăm sămânța noastră, multiplicăm semințele altor instituții de cercetare din România și care până la urmă ne aduce un venit și o sursă de supraviețuire. Sperăm că în fiecare an va fi mai bine. În mod normal ar trebui deja să se vadă rezultatele cercetării și, cum și dumneavoastră spuneți, faptul că deja s-au plătit niște bani, au început, cred că am înțeles că este prima dată în primul an după mulți ani când soiurile românești trimise spre omologare în ISTIS sunt mai multe decât soiurile străine. Sperăm că se va continua pe acest trend ascendent și că va fi mai bine. De fapt, orice țară dezvoltată are nevoie de cercetare. Cercetarea agricolă, în cazul nostru cea de stat, trebuie să fie liantul între ceea ce vedeți dumneavoastră aici, producătorii de inputuri și fermieri. Trebuie să fie cel care dă o părere documentată științific, avizată științific, bazată pe calcule statistice. Sperăm că va fi cât mai mult și cât mai bine în acest anturaj al fermierilor, cercetarea românească, și va da cât mai multe rezultate fermierilor.
Ne vedem aici la ferma domnului Herțeg împreună cu cei de la Corteva. Iată că au reușit să organizeze acest eveniment împreună, Cultivăm Progresul, Corteva Agronomy Day. Așa că putem vedea ceea ce se întâmplă în culturile de aici din vestul țării. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit la asemenea ocazii frumoase, mai ales anul ăsta, că e un an, așa cum se vede și în jur, un an bogat se arată, chiar dacă hai să încep și cu un partea bună și cu partea mai puțin bună, cu prețuri mai asta e lucru care ne doare un pic, prețuri mai puțin bune. Dar noi ne-am întâlnit să socializăm, să vedem tendințe. Corteva este un partener al fermei noastre de nădejde. Cum vi se par culturile de aici? Sunt asemănătoare cu cele de la dumneavoastră din fermă? Diferă foarte mult? Da, pot să zic că sunt asemănătoare. Nu, nici distanța nu e foarte mare de la ferma mea până aici. E la fel și la noi. E belșug anul ăsta din punct de vedere al producțiilor, așa se arată. Chiar și cu porumbul arată foarte bine, avem apă suficientă, chiar putem spune un excedent de apă în sol și așteptăm să așteptăm producții bune. E adevărat că a și plouat cu o tehnologie adecvată, practic n-ai cum să nu faci niște producții care să-ți dea speranța unui câștig pentru anul ăsta agricol. Exact, da. Sperăm ca prin producțiile mari pe care le facem să ieșim totuși pe profit sau măcar să nu fim pe pierdere la prețurile care sunt a noastră. Producția poate ne ajută să fie bine. Domnul director, aici în vestul țării arată foarte bine culturile. Iată că pe lângă tehnologia folosită de fermieri au fost și precipitații. Chiar ne puneam problema în cursul zilei de astăzi dacă vom putea ajunge la platformă. Organizatorii au făcut eforturi, arată totul ca la carte. Da, aș îndrăzni să spun că arată excelent, nu ca la carte. Adică personal nu am văzut în partea de sud a României lanuri care se arată atât de bine ca cele din partea de vest, atât în cazul culturilor de cereale păioase, cât și în cazul culturii de porumb. Excepțional, aș putea spune, pentru această fază de vegetație, aia că vedem lanuri încheiate, bineînțeles ploaia care a căzut sigur va ajuta și dacă mai vine ceva în perioada imediat următoare, cu siguranță premisele unui an de cultură bun vor fi din ce în ce mai mari și, bineînțeles, n-aș vrea să uit cultura de rapiță, dacă vreți, la motivul acestei întâlniri, adică din punct de vedere al acestei culturi, suntem în plină campanie de promovare a hibrizilor Corteva de rapiță, mai ales după ce venim după un an de sau după un sezon de vânzări extrem de reușit în cadrul culturii de rapiță. Vă aduc la cunoștință cu această ocazie că începând de anul acesta suntem compania lider de piață în vânzarea semințelor de rapiță și avem prezenți 4 hibrizi în această platformă, 2 care ne-au ajutat să devenim liderii de vânzări și anume PT303 și PT298 Agil, precum și hibrizii care ne vor ajuta să consolidăm și să ne detașăm ca și lideri de vânzări, hibrizi din nou concept Next Generation of Hybrids, să spunem, și anume PT314 și PT315. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.